Adina Risipitu vă prezintă știrile Mondo TV. Bună ziua și bun găsit la știri! Traficul rutier va fi restricționat săptămâna aceasta în municipiul Vulcan. Haninoasa se pregătește de sărbători, iar lucrările de reabilitare continuă la Universitatea din Petroșani. Pe larg despre toate acestea, dar și alte informații imediat. Traficul rutier pe strada Morii la intersecție cu Griviței în municipiul Vulcan va fi restricționat săptămâna aceasta. În zonă se efectuează lucrări la rețeaua de apă. Astfel, în perioada 22-26 noiembrie, circulația rutieră va fi închisă pe o bandă, iar pentru locuitorii din zonă există și rute ocolitoare. Începând cu data de astăzi, 22-11, pe strada Morii, în zona cu podul către Grivița, se închide strada. Deoarece se execută lucrări de reabilitare a rețelei de apă. Aici va fi un cămin de vane pentru închiderea zonei să fie mai mult închisă, adică să fie o porțiune mai mică închisă decât cum era până acum. Pentru cei locatarii care stau din partea de sus, au acces pe strada bazinului ca să vină încoace, deci nu va fi o problemă să nu poată ieși de pe strada respectivă. Pentru aceste lucrări există avize aprobări necesare execuției, inclusiv management de trafic aprobat de Poliția Municipiului Vulcan. Stațiunea Straja este în continuă dezvoltare. Administrația publică locală de la Lupeni, Consiliul Județean Hunedoara, dar și investitorii din Straja colaborează pentru a îmbunătăți serviciile și a satisface cerințele turiștilor care doresc să-și petreacă sejururile aici. Am reușit anul acesta să punem în jur de 10-15 hidranți în stațiunea Straja, un lucru foarte binevenit, ținând cont de zona urbanistică care există în stațiune în acest moment. Am reușit să dăm posibilitatea fiecărei cabane să se poată branșa la canalizare. Până acum exista un anumit procent din cabanele pe care le aveam, care nu se puteau branșa la canalizare, dar anul acesta am reușit să facem toate aceste lucruri pentru a avea apa, canalul, hidranții în regulă, să discutăm despre o altă etapă în ceea ce înseamnă dezvoltarea stațiunii Straja. Vrem să prindem tot la Straja, fiindcă suntem aici în această stațiune deosebită va fi, la intrare în Straja să facem o parcare supraetajată, că într-adevăr cei care urcă până sus cu mașina să aibă unde să parcheze. Sunt lucruri, nu pot spune că mărețe, dar sunt lucruri care sunt folositoare și utile pentru toți cei care vizitează stațiunile noastre și dorim ca Valea Jiului să devină total o stațiune cu toate orașele să poată avea să-și dezvolte puncte turistice, cele stațiuni care funcționează cum e Straja, să dezvolte și mai mult, și mai frumos, și mai bine, în așa fel încât Valea Jiului să fie cât mai atractivă din punct de vedere turistic. De altfel, pentru a veni în sprijinul turiștilor, administrația publică locală de la Lupeni împreună cu Consiliul Județean Hunedoara au reușit să amenajeze la baza telegondolei ce urcă în stațiunea Straja câteva sute de locuri de parcare. Am reușit să facem și o parcare de aproximativ 37-38 de locuri în această parte de sus. În total, în acest moment, dacă discutăm despre agrement, avem undeva la peste 700 de locuri care vor fi dezăpezite, vor fi așa cum trebuie, astfel încât să nu mai avem criticile pe care le-am avut în anii anteriori. Și în partea de sus a stațiunii avem undeva la 350, maxim 400 de parcări, unde pot veni atât cei care au cabane, unde pot veni și turiștii pentru dacă doresc să ajungă mai repede în stațiunea asta, să spunem, fără a folosi aceste mijloace de transport și anume telegondola. Investitorii din stațiunea Straja vin și ei cu diferite surprize pentru iubitorii sporturilor de iarnă în acest sezon. În Straja, pe lângă pregătirile uzuale, revizii și ce înseamnă amenajări de părți, anul ăsta s-au montat două telescaune. Unul pe platoul soarelui, înlocuind un teleschi, și unul pe pârtia Sfântul Gheorghe, înlocuind teleschiul de acolo și prelungi pârtia până la 1,2 km. Pe lângă pârtia de schi de pe Sfântul Gheorghe va fi și o pârtie de sanie, o premieră pentru Straja. Sperăm să avem un sezon bun și oamenii să se bucure și de această nouă facilitate. O pârtie dedicată special sanielor. Este amplasată sub traseul telegondolei, paralel cu pârtia Sfântul Gheorghe. Și merge exact pe toată lungimea telescaunului nou montat. Este un telescaun de 4 locuri, de brabil,
de o tehnologie modernă. Investiții cu siguranță au fost și la nivel mai micuț în fiecare unitate de cazare, pentru că văd foarte multe poze drăguțe cu amenajări din ce în ce mai cochete și asta mă bucură că se fac pași frumoși și pe partea de cazare, dar și din punct de vedere al domeniului schiabil sunt două instalații de transport noi. Mai exact, au fost înlocuite două teleschiuri cu două telescaune de două, respectiv patru locuri. Stațiunea Straja atrage de la an la an tot mai mulți turiști, atât din țară cât și de peste hotare, ajungând astfel una dintre cele mai căutate destinații turistice de iarnă din țară. Orașul Aninoasa se pregătește de sărbători. Pe lângă decorațiunile din anii precedenți, anul acesta administrația publică locală a alocat o sumă de bani pentru îmbunătățirea iluminatului ornamental. Mai mult decât atât, și cei mici vor avea parte de surprize din partea autorităților. Avem pregătite luminițele pentru două puncte din oraș, pentru că nu o să avem bani să împodobim tot orașul, pentru că este foarte lung, are aproximativ 7 km și costurile sunt foarte ridicate. Avem un loc de joacă la Iscron pe care o să-l amenajăm și un loc de joacă la Ninoasa, în partea de nord a orașului, pe care o să-l amenajăm corespunzător, cu bani, cu forțe proprii și cu bani puțini pe care i-avem noi. Anul acesta am alocat 20.000 de lei pentru să completăm cele arse care le-am folosit de vreo 10 ani și deja sunt cam vechi. Atât. Și o să mai avem la ora 2, o să avem o ședință de consiliu în care alocăm vreo 30.000 de lei pentru dulciuri la copii. La Universitatea din Petroșani lucrările de reabilitare continuă. De această dată se lucrează la alei, la trepte, precum și la parcarea pentru studenți. Fondurile alocate sunt atât din bugetul propriu al universității, cât și de la Ministerul Educației. Printre investițiile aprobate de Senat, la propunerea conducerii universității și în consultare cu resortul administrativ, inclusiv această investiție, refacerea scărilor care nu au fost făcute de foarte mult timp. Parcarea vrem să o reabilităm, aleea care leagă cele două intrări de la rectorat cu cea intrarea studenților și celelalte scări care sunt în așa fel încât să nu avem accidente atunci când studenții sau cadrele didactice doresc să vină la școală. De această dată, investițiile sunt făcute din bugetul propriu al instituției de învățământ superior. Sunt din bani primiți de la Ministerul Educației și alți bani care îi avem din veniturile proprii rămase fondurile în sold și în acest an ni s-a dat voie ca o anumită sumă să o putem cheltui din sold. Universitatea din Petroșani a reușit să obțină mai multe fonduri europene pentru numeroase proiecte de reabilitare și dotarea instituției. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Rămâneți în continuare cu informațiile despre vreme. Să aveți o seară cât mai bună!